Gigel Capota a demisionat astăzi din funcția de director al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Anunțul a fost făcut chiar în momentul în care deputatul USR Emanuel Ungureanu s-a prezentat la sediul Spitalului 700 cu raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății. Acesta a precizat că ar fi primit documentul de la o persoană din minister. Este decizie personală a mea, am discutat și eu cu familia, am discutat cu colegii mei, cu prietenii și am hotărât să iau această decizie, poate în speranța că vor înceta presiunile astea care se fac, dezinformările, am zis eu, și deci în dorința ca să înțeleagă toată lumea că personalul medical trebuie lăsat să-și facă treaba pentru care vin la serviciu. Fostul manager susține că decizia nu a avut nicio legătură cu vizita pe care a făcut-o deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților în Târgu Jiu. Ungureanu a anunțat că va sesiza parchetul pentru neglijență criminală după ce ar fi descoperit detalii șocante în raport. Luni o să vin la parchet, voi depune plângere penală împotriva managerului spitalului pentru zona de achiziții, pentru zona de management a circuitelor care sunt complet nefuncționale și pentru neraportarea corectă a infecțiilor nosocomiale. Toți medicii care se facă responsabili de acest lucru trebuie să meargă în fața procurorilor și să explice exact care sunt motivele pentru care, repet, pacientul care intră în spitalul din Târgu Jiu este în pericol de la intrare, de la baia pe care o folosește și până în ultimul ungher. Repet, nu există dezinfectanți, cei care sunt, unii sunt expirați, nu există norme de igienă minimală, mă refer la igiena mâinilor, nu există instrumente de sterilizare corespunzătoare. Nu vorbesc despre absolut toate secțiile, raportul este devastator, deci pe secția de chirurgie este, nu am descriere. Vă mai citesc din raport, etapa de curățare și haideți să vă și arăt, da? ca să vedeți, da? Vorbim despre pagina 53, da? Aici citesc, atenție, etapa de curățare, încep cu, mă rog, cu o producție mai sus. Nu se respectă etapele de curățare și dezinfecție la nivel înalt pentru bronhoscopul flexibil. Atenție, etapa de curățare nu se realizează deloc. Deloc nu se face dezinfecție, cel puțin de nivel mediu și curățare cu substanțe de gen. Criminali sunt cei care au ascuns acest raport care trebuia să ajungă la parchet în secunda 1. Deci în momentul în care ai descoperit că viața pacienților este pusă în pericol, în mod absolut clar și demonstrat la fir de păr, doamna ministru Pintea este irresponsabilă și este responsabilă de toți oamenii care au fost infectați de la momentul în care a apărut raportul și până astăzi. Răspunderea este directă, este personală, nu este o răspundere politică generală. Pentru că luni de zile acest raport a fost cerut. Eu i l-am cerut doamnei Pintea. Doamna Pintea a spus că a fost într-o vizită inopinată și vă descriu ce mi-a scris în mesaj. Este dezastru! Reprezentanții Consiliului Județean Gorj au anunțat că în urma unor discuții purtate între conducerea Consiliului Județean și cea a spitalului s-a dispus încetarea înainte de termen a contractului de management al lui Gigel Capotă, acordând prioritate interesului legitim public ce vizează satisfacerea nevoilor comunitare specifice. Consiliul Județean Gorj, autoritate care exercită managementul la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru a asigura un cadru adecvat necesar bunei desfășurări a procesului de conducere, organizare și funcționare a acestei unități sanitare publice, astăzi a luat decizia de încetare înainte de termen a contractului de management al domnului Gigel Capotă, a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Conducerea SJU Târgu Jiu este asigurată interimar de ieri de directorul financiar contabil al instituției Dumitru Vienescu.